spada, la pace periodo, il potente che ha una dalla pace mancati in un ma comunque parlo di tante prima indennità del Black Friday che dovevamo andare a fine quarto comunque ma riesci a filiarci parte né la senti forte bene risultati per fare un esempio di una vita tutto così sono curioso quindi tra voi ho avuto un domino in crescita quindi un cinema di basta ma come vedo in qui questo si dice guarda avuto un anno mai buono in domino in crescita di un domino qui ok, lo devi fare vedere voi questo dice voi credo se domino fai questo che è mai buono in domino in crescita. Deci am folosit ce am învățat în 2013 și aplicăm în 2014. Întâlnirea din seara asta e o întâlnire destul de densă, ca să zic așa, în vedere al conținutului și al speakerilor. Mi-a plăcut foarte mult conceptul ăsta, condiția de participare și anume de a pune un problemă și de a pune un lucru la mine, mi-a plăcut că a demonstrat cumva că oamenii chiar vor să participe și am întrebări relevante de pus. Locația în care suntem acum se află la parterul din care avem și noi nou birou, suntem la cazul 6 aici. Am spus celor câțiva dintre voi cu care am apucat să vorbesc că inițial ne doream să facem și o vizita sediului, sunteți mult prea mulți, dar nu doar două lipsuri, sunt puțin neapucat să facem seara asta. Dar, probabil că punctual, pe măsură ce o discutăm în perioada următoare, mi-ar face mare plăcere, vă puteți și cu vizitul programul, dați un mail, și de aia vreau să mă văd sediul. Și e ok. Am văzut sediul, zic, chiar foarte ok să faceți asta. Așa că e foarte ok să vorbiți între voi, vă rog, ca dacă vreți să vorbiți cu un networkazer, cu un anfiteatru, cumva care se prezentă aici, să vorbiți cu și să vă prezentați, să spuneți că ce aveți de spus. Credem foarte mult în comunicare dintre voi, credem foarte mult în parteneriatul direct dintre voi. Noi suntem o platformă self-service, ne facem măsurarea, ne facem tracking-ul, oferim statisticile, ne stăduim cât putem de bine să rezolvăm partea de plăți și de contracte, care e un cerere destul de important, dar performanța până la urmă se obține în relația directă între cei care promovează și de cei care vând. Nu putem să înlocuim noi asta. Foarte scurt ce se va întâmpla astăzi, vom avea o discuție despre ce este important în afiliere, în marketing și în comerț online în 2014. O dezbatere moderată de Bogdan Aron, Managing Director la noi de anul trecut. După care vom avea o discuție care ar trebui să fie foarte interesantă, să nu vreau să zic asta, dar mă limitez la interesantă, despre Facebook și impactul pe care Facebook îl are în business-ul fiecăruia, mai ales după noi de schimbări. Ați simțit schimbările pe care a făcut Facebook de vreodată, apropo de afișarea posturilor la ăla? Dar cine a simțit? Oho! Da, vă spun. Și ce ați făcut ca să remediați asta? Am plătit mai mult. E o teorie care asta, o teorie care seamănă puțin cu teoria din afiliere. Pe vremuri era simplu să faci afiliere în România și anume puteai pe Nvidia. Și doamne, extrem de complicat. Din anumite puncte de vedere, făceai AdWords pe Nvidia sau te indexai foarte bine pe SEO, pe Google la momentul respectiv era relativ previzibil și generai vânzări și generai comisioane. La un moment dat, când îi afiliază noștri de tot Cristian Șercoan, care va fi și speaker ei puțin mai târziu, dar în mășerie l-a spus că, băi, ok, a fost simplu, a fost acum, mai trebuie să mai și muncim puțin. Câte înjurături mi-au văzut? Câte înjurături mi-au văzut? Nu am fost de acord cu tine, la cumva mi se pare că și apropo de Facebook, ce s-a întâmplat este că s-a creat cumva un comportament și e foarte smart în partea lor.
cu niște așteptări foarte joase, și anume am o pagină de Facebook, oamenii dau like pentru că sunt un brand relativ cunoscut sau încerc să-mi fac asta prin reclamă. După aceea postez acolo lucruri care nu au neapărat potențial de a fi interesante și oamenii le văd. A devenit mult mai greu acum să găsești subiecte care chiar să fie interesante. A devenit mult mai greu acum ca dacă pui ceva pe Facebook, oamenii să dea like, să dea share, să ajungă la cât mai mulți utilizatori de Facebook. Dar asta nu e, se pare ceva absolut natural. Am spus întotdeauna că dacă ai o ofertă foarte bună, poți să-ți faci un site extrem de urât, un nume de domeniu extrem de nasol, extrem de greu de reținut, dar vinzi iPhone cu 4 euro, sunt sigur că va deveni grave. Sau, dacă descoperi leapă împotriva cancerului, este suficient să-ți faci un nume de domeniu, am descoperit leapă împotriva cancerului.info.org, se pune undeva să faci un altul, după care să reclau pe internet. Cu un altul undeva și este foarte mică chestia asta, dar treaba aia va deveni virală. Pentru că oferta în sine este spectaculoasă. Asta mi se pare important cu toții să înțelegem. Foarte important este calitatea conținutului pe care se vinde pe Facebook, motivul pentru care facem asta și motivul pentru care cei care se uită la acea postare ar face ceva cu acea postare. Nu fac doar pentru că suntem noi deștepți, frumoși și am vrea să vedem ceva. De trebuie să îi intereseze, măcar într-o minimă măsură. Am câteva întrebări la care o să răspund, pentru că se adresează două paralele. După care îi voi da microfonul lui Bogdan pentru prima dezbatere din seara asta. Prima întrebare vine de la Lilian Muzar. Când vreau să implementeze noi elemente pentru managementul campaniilor și ce planuri de dezvoltare sunt. Lucrăm mult la platforma în perioada asta și vreau să vedem și mai mult. Din punctul nostru de vedere, partea de comunicare este un plus foarte mare pe care îl oferim. Toți advertiserii pot vorbi direct cu toți afiliații pe care am programul de privire, fie către toți, fie individual. Avem niște planuri în zona asta, recunoaștem că, din niște punct de vedere, creșterea volumului ne-a generat niște probleme de scalabilitate, dar nu știu că ne avem în perfecta probleme de scalabilitate prin scădere. Ne-am considerat mai important să rezolvăm, de exemplu, problema feed-urilor care l-am pus încolo, începând să dea niște erori sau funcționare ceva mai puțin optimă. Nu știu dacă ați văzut că am publicat acum capitolul despre blogul, ce conține, am publicat acolo capitolul despre feed-ul și ce conține. Vă invit să citiți cu toții aplicul respectiv, vă invit să folosiți cu toții și o fiturile în forma să ne dați feedback. Apropo de management, putem deja face noi o parte din managementul afiliaților pe care fac advertiserii, și anume respingerea unui afiliați ca niște criterii, dacă este cazul, sau crearea de grupul de afiliați pentru care să le dați condiții preferențiale, iarăși dacă este cazul. După urmă, asta va fi în întâlnirile probabile de care vă urmă. Așteptăm în continuare foarte mult feedback de la voi, de la platforme, de ce vă doriți pentru asta. Apropo de planurile pe care le-am dat-o, pare în 2014, întrebarea pe care a dat-o Octavian Jolie, o întrebare vastă, să fiu destul de întotdeauna. S-a dus cartea mare cu... O fie bine, dar... Păi, uite, ce se... Vrem procente de creștere. Procente de creștere? Așa, da. Minim 50%, dar dacă prieteni 50% înseamnă că nu fac
Renișe. Da, pentru mine în creștere, pe toate categoriile. Pentru mine în creșterea echipei destul de mult. Căutăm permanent oameni foarte buni în programare și oameni foarte buni în marketing online. Avem chiar acum un geo publicat pe Bestjobs și la noi pe blog de portfolio manager, în special în relația cu advertiserii. Dăm și fără fee de 500 de euro pentru cineva care ne recomandă un nume pe care îl angajăm pentru singură și 250 de euro pentru cineva care ne recomandă un singură și angajăm. Dar ce e foarte important este că vrem să creștem foarte mult pe baza feedback-ului vostru. Ne așteptăm la feedback în partea voastră și să reacționăm la cererea voastră. În primul rând, ce urmează să mai facem, am început deja să facem foarte mult și partea de servicii de la noi din ofertă. Mă refer la două divizii, avem divizia de pay-per-click care face management campanii pe Google și campanii pe Facebook pentru mulți clienți în momentul ăsta, pe și ne dorim să creștem divizia asta, să completăm cumva partea de performance marketing. Ținem cont că mai multe de la au nevoie de asta și am lăsat de anul trecut, deocamdată la un nivel ceva mai puțin public, divizia de affiliate management. Am reacționat până la cererea clienților care insistau că ar vrea să primească serviciile de mână pentru partea noastră. Am ținut foarte mult la ideea că suntem o platformă să le servici și nu ne stânsați și nu ne este performanța nici a recrutatorilor și nici a afiliaților, dar am adăugat asta în fel ca două parale și deja din octombrie, dacă nu mă înșel, am început să avem clienți să ne pun noi de o parte din magazinele noi din portofoliile și funcționează bine. Indiferent dacă sunt afiliat sau de advertiser, voi să ne scrieți și pe tema asta. Foarte important este că vom insista pe întâlniri și pe interacțiunea directă și vom dezvolta feature-uri în platformă pentru asta, pe interacțiunea directă dintre magazine, advertiser și afiliați. Și încurajăm pe de altă parte advertiserii să organizeze la o adică întâlniri proprii pentru afiliat pe care noi le putem promova și cumva susține pentru a avea adevărat efect. Mă întorc la întrebările pe care le-am primit de la Florin Diaconu, este aici în sală. Nu cunosc pe ceilalți, îi cunoșteam. Ce categorii de produse s-au promovat cel mai mult pe Facebook de către afiliații două parale în 2013? Aș spune că s-a văzut foarte puternic o creștere pe categoria de cosmetice anul trecut, pe categoria de fashion, pe lingerie și pantofi, a mers foarte bine. Zona de bijuterie a crescut mai ales acum de Valentine's Day. A crescut extrem de bine. Zona de copii, forme de deco și electronice și electrocasnice, mai ales de vegetare. Petre Veruta, pe care l-am cunoscut acum în decurând, m-a întrebat dacă avem un plan de a lucra la procesul de aprobare, respingere de a comisionare pentru magazinele online și ne-a fericitat pentru prețurile la tine. Avem un timp de stabilit, de fapt. Fiecare reporter are un termen maxim de procesarea comisionărilor, pe care a citat de la începutul la lansarea campaniei și dacă nu procedă comisionarea în acea perioadă, comisionarea se auto aprobă după depășirea celui an. Dar nu care intră pe faptul la votare și cum de face întrebarea legată de plicul de omnit care te identifică dacă folosești o unitate care nu mai în fază de date. De cel mai mult e vorba de o schimbare a UPL-ului la care s-a făcut produsul în oferta magazinului respectiv. Acolo nu avem mai de ce să facem legile de home-page și
tot e ok. Poate acum cu oameni de la figuri, unele magazine vor putea folosi asta, să trebuie să facă un produs similar cu cel pe care îl colaborăm. Andrei de la Canadem a întrebat în ce condiții poate deveni afilierea una din principalele resurse de venituri pentru un mare publisher. Dacă vorbim de principala sursă de venituri, una din principalele, trebuie neapărat proiectul de educare. Rămâneva din faptul că în afiliere contează foarte mult să prins consumatorul foarte aproape de momentul cumpărării și dacă pui ferme pentru awareness, ar trebui să vinzi acel awareness la preț de awareness, pentru că asta e. Da, este o problemă, recunosc. Da, problema conținutului și a monetizării de online e una la nivel global, nu cred că avem unii răspuns, însă proiecte dedicate, promovarea celor proiecte dedicate către targetul vizat de publisher, cu testare permanentă și cu inventarea sau negocierea unor deal-uri foarte bune cu advertiser din sistem, poate deveni o sursă bună. Am avut, am trecut și de pe Friday, dar și în alte perioade, vânzări foarte bune pe la publisher mari, la cei mai mari publisher din România, dar în continuare celelalte proiecte, proiecte dedicate de ateliere, ne dau multe vânzări la publisher și multe comisioane acolo. Este un alt business, dar dacă reușești să convertești audiența respectivă și să te poziționezi ca fiind referința de informații pentru shopping online, de genul înscrie-te aici ca să primești mail de fiecare dată când tableta pe care are reducere sau de fiecare dată când pantofii dai roșii, culoarea roșii, în mărimea 36, sunt sub 200 de lei sau 300 de lei, ar putea să ajute foarte mult. Pe zona asta de email marketing nu avem niște proiecte foarte puternice, sunt sigur că cei care vor face asta vor avea un câștig foarte important. Ivona, dacă putem să facem un blog sau o categorie blog care tot a zis despre noutățile. Nu cred că mai putem complica de nimic. Publicăm din când în când informații despre advertiser. Aș susține însă pentru advertiser să trimită periodic prin platformă un newsletter cu ofertele săptămânii, ofertele zilei, ce urmează să se întâmple în perioada respectivă. Sunt sigur că a ajutat foarte mult afiliații. Ce-ar putea să facă advertiser să se facă secțiune pe site-ul lor sau pe blogul lor, în care să promoveze afiliații, să comunice direct cu afiliații lor. Și cred că ar ajuta mai putem la 300 și ceva de advertiser să alocăm în spațiu pentru asta, dar advertiserii cred că ar avea câștig de cauză dacă n-ar fi nimic care poate să facă conta pentru ei. Cătălin Munteanu. Dacă am putea să plătim comisioanele care sunt aprobate, înainte să fie plătite de pe advertiser respectiv. Așa cum fac alții de pe piață. Noi facem lucruri diferite din multe punct de vedere. Asta e un lucru. Consider că un magazin care primește trafic relevant și care se convertește în vânzări și trebuie să plătească comisioanele respective, este să fie responsabilitatea lui să plătească la timp. Nu este responsabilitatea noastră și nici în cazul afiliatului să facă. Eu cred foarte mult în ideea de un ecosistem care se autoregulează pe criterii de performanță din toate punctele. Apropo de termenul de procesare, apropo de termenul de plată, apropo de comunicarea cu afiliații, apropo de tot. Dacă scot un element din asta, cum ar fi prețile, eu să le spun magazinelor, e ok, nu trebuie să plătești, că plătesc eu, dar trebuie să ieși la un magazin de ce s-a întâmplat. Plus că aș lua unul din criteriile foarte importante, după care
vreau să se facă să existe într-o zonă de afiliație. Pe undeva. Și toți afiliații pot vedea în campanii care sunt aprobați, pot vedea termenul de o aprobare a fiecărui de o comisiune și nu știu sigur dacă și termenul de plată. Dar o să de la aprobare până la plată de da, dar tu simți. Sunt multe comisioane aprobate sunt plătite de tot. Și mai să la în trecea. Noi am introdus apropo de de autoprocesare, autoprobare, comisioane care nu sunt procesate istoriatrime, dar pe de altă parte, avem procedură descripte data când am avut procesul la factura. Suspendăm accesul la fond. Asta e. Nu ne dorim să facem asta, dar presiunea este foarte mare și nu putem să rezolvăm altfel. Se duc prin a tăia accesul la fond. Dacă sunt comisioane aprobate de mult și inclusiv aici, în exemplu, eram trebuie din 2012, pentru că este suntem la nu știu la aici mă. Ok, e bine, e frumos să fie, că nu e plăcut să fie zis. Asta avem câteva procese pe care le dăruim în perioada asta, în care recuperam niște datorii. Îmi doresc, iarăși, să ajungem la proces la ce nu plătește. Pentru că e singura variantă. Altfel am intrat niște probleme de chef care nu sunt job-ul pe care vrem noi să-l facem. Și nu cred că asta e esența în ce facem noi. Dacă cineva vă plătește la timp comisioanele, în primul rând voi trebuie să-i penalizați, voi afiliați, nu mai promovați. Deci la cineva, că avem destui de lucrurile astea care se plătesc la timp și apropo de repede, deci nu avem. Promovați și pe, adică alegeți evaluările și pe criteriul ăsta, este foarte important. Și Alina de la Zero, e aici, întreba despre campaniile care sunt scriși sute sau mii de afiliați și care totuși nu funcționează. Foarte bună de vorba de data de progresie. Înscrierea în număr mare de afiliați este un beneficiu important pe care poate nu ne plăcați la mine rețea, dar nu dar se poate rezultatele bune, așa cum traficul foarte mult pe care cineva poate să-l primească nu înseamnă că va nu la sunt și de la fel un networkerii cu foarte mare vechime la noi în universitate. Sunt networkerii care au mii bune de afiliați în sprijin cu programul de afiliere, ceea ce înseamnă un avantaj foarte mare față de cei care vin mai târziu și au doar niște sute, oricum. Termenul mediu, cam toată lumea are niște mii de afiliați în program, dar principalul indicator este rata de conversie. Dacă traficul care nu își convertește generează comisioane pe care le aprobi și le plătești la timp, lucrurile funcționează. Dacă oricare dintre factorii ăștia nu dau o plus, foarte mulți afiliații vor renunța. Partea de reactivare a unui program de afiliere care poate că nu mai merge bine, dar ar putea să mergă bine pentru că se mai niște lucruri, ar putea să intre în subiectul unei discuții între noi și telecomunicațiile respectiv. Nu știu dacă neapărat de partea de afiliere management sau pur și simplu de suport în unei care ți-a. Oricine vrea să facă asta, să ne dea un mail, putem să facă niște recomandări, dar nu putem să schimbăm noi rata de conversie, care, repet, este cumva cel mai important indicator. Bun. Invit pe Bogdan Caron aici să modereze următoarea dezbatere și